Bine, după două prezentări, e așa de tari. Venim și noi, da. Dar eu sunt Mihai Liță, lucrez la Forest Design. Și alături de Bogdan, nu și Ștefan. Vrem ceva. Clar că nu știm nici să zburăm, nici să facem modele 3D, dar vrem asta. După cum se vede, Forest Design ne ocupăm cu pădurea. Și vrem să vedem pădurea și așa, și așa. Și cu, dacă s-ar putea cât mai... să mergem cât mai puțin teren artificial. Și, na, văzând prezentările de la geospațial și general, am decurs așa, timp de 2 ani, a evoluat ideea. Am zis că, bă, chiar merge să scoate un lidar. Bine, mai așa, mai bun, deci. Până dă directorul general o sumă mai mare pentru activitate. Deci am început așa, conceptul de lidar, nu are sens să mai... L-am luat pe Wikipedia chiar dacă pe grup s-au zis câteva chestii, dar eu zic că e bună. Da, în optică are mult sens în tehnologie. Asta e important. Tot de pe geospațial.org am găsit un articol al colegului Iosu și am luat așa sistemele de bază care sunt, deci e dar are nevoie de o scanare laser, de un sistem de poziționare și un sistem de înregistrare orientării. Și spunea el acolo că toate aceste trei sisteme necesită calculatoare puternice cu o capacitate ridicată de stocare și calcul. Deci, are și din schemă. Da, am luat niște poze de până ăsta e vida lui Beton. Vreau și eu. Mi-am zis, îmi doresc așa ceva. Ne dorim, de fapt. Prețuri. Păi am uitat la prețuri. A rezolvat. Bine, îi zic frumos așa, am găsit de oferte financiare jos, acolo de la ICAS. Am găsit pe net, pe Google. Preț la hectar, 24,6 RON. După aia am văzut mai sus, hai mobilizare, 31.000 de RON. Plus plan de zbor, plus de astea, nu știu, pentru, nu știu, de... Mai e pasul 80.500 de RON. Oricum, mult. Mi se pare mult. Am văzut și pe la americanii, tot așa au și ei la hectar. Deci cumva bate. Ce să zic. Iau cu apă sau pe ce. Bun. Important este lidar accesibil oricui. Bun, clar, dacă ești multinațională, fără suflet, merge de tot. Dar dacă o firmă mai mică, așa, care se ocupă numai cu pădurea, și mă rog, ecosistemul în general. Am întrebat, bă, e accesibil? Până să vină prietenul Cristi Balint, nu ne gândeam noi că o să fie accesibil. Mai ales că avem, na, banii mai sunt îndreptați și către alte direcții de cercetare. Na, cum să vedeți și în imagine. Bun, soluția. A apărut soluția. În trecut era frumos, stereo, restituție. Am făcut și noi la facultate, cu facultatea de silvicultură, niște ochelari, pune două fotograme. Era frumos, 3D, deci ai că, bă, ăsta e lidar. Mai sunt și cărți vechi, din 70. Deci conceptul așa, vizual, e general. Dar digital, acolo n-am pierdut. În prezent, n-are să se mai povestim, că s-a arătat. Bun, și am zis, bă, ce e homemade lidar ăsta? E o activitate care are care a usat un produs similar cu ce realizat în lidar și asta, când vede directul general costul minime și aplicații open source, mai crește prima de pagina asta. Bun. Și am trecut la partea de inception. Am zis, bă, cum să scriezi un homemade lidar? Păi, primul rând, achiziție de date. Rezolvat. Doi.
prelucrarea datelor și determinarea numărului de puncte, rezolvat. 3. Georeferențiarea numărului de puncte, am încercat noi ceva, o să arăt imediat. Și 4. Manipularea rezultatelor. Și acolo putem să zicem că avem ceva. Bun. Achiziție de date. Utilizatorul amator. Noi, da? Îți trebuie apărat foto, disponibilitate și baterii. Să știți că nu sunteți la bateriile mari. Am ajuns în pădure și aveam baterii. John, ai pus bateria încărcat? Păi ce nu l-ai pus tu? Ai zis, te duci până într-un sat, fie de la 777. Avantaje, dacă ai baterii, dependență totală. Dezavantaje, mă, zone acoperite relativ mici. Bine, că directorul general zice, băi, te-ai dus în teren și ai cantat 10 hectare. Măcar 500, ca să zici. Da, aplicabil doar la obiecte de mărime mică, statui, versanți. Am făcut niște poze ieri ca să... După lângă Cluj. O eroziune de asta. Și, da, acum... Cam ce poate să fac un utilizator pădurea, normal, poze realizate de directorul general. Niște copaci în stare gregară. A, se vede norul de puncte extras. Și ce ne interesează foarte mult, diametru. Că știți, diametrul cu înălțimea egal volum. Volum egal bani. Deci... Bun. Utilizatorul avansat. Acum după noi trebuie să fii pernă în casă. Să mântuiești. Din ce nu? Avantaje, acoperă zone largi. Clar. Modele de perspectivă. Asta ne-am și dorit. Dezavantaje, nu știu, zone rezidențiale. Și am zis acolo, dar un buget mai ridicat decât utilizatorul simplu. Și abilități de pilotare a dronei, ce spuneam. Deci trebuie să fii... Am doar niște poze. Deci, da. Îți trebuie abilități. Sau da. Capacul. Bun. Și am venit, am zis, bă, dar noi nu facem nimic de date. Chiar așa stăm. Și am zis, noi suntem utilizatorii tester. Spider-Man. Nu prea, nu-i trebuie decât o pânză, nu-i trebuie multe. Așa, avantaje, am zis, băi, folosim zmeu. John e pasionat de zmeu. A zis, gata, frate, mergem, căutăm pe net. Am găsit ăsta, asta e schema zmeului, așa ar trebui să arate. Nu vedeți că chiar arată bine, deci vedeți că... L-a făcut pe negru cu albastru să nu se vadă, să nu se sperie. Oricum, avea planul mai pus. Mi-am zis, bă, măcar 50 de membri la atitudine ridicăm, deci nu e nicio problemă. E, are niște dezavantaje, trebuie vânt. Vânt puternic. Aici am safe. Aici cu mai pus. Bun. Ăsta e zmeu. Are un vânt destul de puternic aici. În capătul celălalt al filmului e John. Care mai îndrează. Da, cameră lipită pe o față. E telefonul directorul general, nu s-a făcut. Cu scoci. O și ia. Uitați-vă John și uitați-vă pe pușină de cameră. Nu acum. Da, la următoarea să o ducem. Oricum, e de văzut, e de cercetat în partea asta cu zmei. Acum se vede. Mai multe modele putem încerca. Bun, am zis, bă, la noi nu prea ne-ai și ne-am chinuit, ca vreo 2-3 săptămâni. Bine, și cu ploaie, cu astea. Am dus pe toate câmpurile, pe am dus pe dealul. Și am zis, gata. Mergem și ne luăm ceva mai profit. A făcut o investiție mai mare aici. A făcut o cerere la directorul general. Și ne-a dat să ne luăm un elicopter. De la mic. Cameră video. Bun. Avantaj. Tot
tot așa, modă de perspectivă, doamne mai lași decât cu smeul și nu, cum de vedere. Dezavantaje, după ce l-am luat, am văzut că nu poate decât vreo 10 minute. Și nu rezistă la vânt puternic. Deci, nicio, adică mai încercăm, vedem. Aici este colegul John, care, bine, l-am și personalizat, am pus sigur, pe elicopter, se ridică. Și asta e o filmare de... Am încercat să vă arătăm așa, deci... filmarea din elicopter, bine, până se ridică. Dar, oricum, full HD la... Da, directorul general, vedeți, fotografiază. Am vrut să facem o mică prăbușire, așa, da? Deci, eu zic, Cristi, e de ajuns ca să scoatem ceva trebuie. Ei, problema e cuvântul. Uitați acum, ia vântul, să dreapă spre apă. Dar John a avut prezență de spirit, i-a dat gaz. În aterizarea mea una fericită. Da. În iadă. Mai încercăm, deci asta... Nu ne lăsăm. Așa. Prelucrare date, am zis. Aplicații autohtone dezvoltate, așteptăm Cristi. Cei la 50% din aplicații. Da, și există și aplicații de dințele. Am pus două hiper 3D online și Autodesk un 2-3D, care e de la Autodesk. Da. Merge până în placă, la 10 modele nu-ți mai face. Zice, bă, păi. Bun. Georeferențier. Acum, am achiziționat, facem 3D-ul. Bun. Avem un model. Nu cam așa de mare. Depinde. În coordonate locale. Poate să aibă 10 cm un versant. Și atunci, venim la partea asta de georeferențiere, parte serioasă și mai grea. Deci noi, Ștefan, artistul nostru, ne-a făcut o chestie de-asta lucioasă, ca să putem să interacționăm cu bază date, cu o funcție din PostGIS. Și anume să importăm fișierul de tipul Y și să îl georeferențiem cu din 4 puncte pentru început. Să georeferențiem nordul de puncte. Da, e pe etape, spune cam tot ce trebuie să faci. Asta ne-a bucurat foarte tare. Aceștia sunt, georeferențiarea propriu-zisă, ce presupune? Presupune patru seturi de coordonate. Clar, punctele de control din model și punctele luate în teren pentru georeferențiere. Aplicația folosește partea de teorie, o funcție de transformare, sută la fi, care poate face transformarea 3D sau 2D. Până asta 3D ne-a interesat foarte tare, astfel încât dai punctele de control și modelul ajunge să fie rotit, translatat și scalat în funcție de punctele de control. Bun. Odată georeferențiat, manipulare date. Pentru manipularea datelor am folosit aplicația Saga. Saga GIS, open source. Ăsta este un nord de puncte extras din imagine luate cu drona. Le-am efectiv extras din PostGIS și le-am importat ca point cloud în Saga. Are viewer. Ce ne-a interesat destul de tare este această funcție de cluster analysis pe Point Cloud, care te lasă să folosești mai multe atribute și pe lângă Z, și anume RGB. Am dat numai R ca să meargă mai repede la calcul. Saga manipulează destul de bine. Ai sunt 1 milion de puncte. E bine pentru început, zic eu. Și uitați, aici se face clasificarea cu algoritmul Hill Climbing din Saga. La parte de... Să trecem peste partea asta. Așa arată finalul. Partea de vizualizare. Tot
tot cu point cloud vizualizare, cu un video. Putem observa că manipulează destul de bine de multe puncte. Extras, rectificat, în coordonate, la acel 1 milion de puncte. Poți să... Nu arată lidar, nu putem să zicem asta. Și drapat, adică transformat clusterul, atribut fiecare punct, prezintă informație despre clasa în care a fost, în care a fost integrat de, de aplicație. Noi suntem mulțumiți de, de Saga, cum, cum poate să randeze. Da, aici este imaginea Stark, de o referențiată din mijloace clasice, adică punct cu punct. Și asta este noul de puncte. Mai multe lucrări la georeferențiere, trebuie să verificăm ca lumea în teren, să vedem dacă, într-adevăr, caracteristicile extrase își păstrează toate informațiile reale. Bun. La nivel de rezultate, Saga te ajută să, să realizezi raster. Da? Un, cu ajutorul relieului vital, în care aici este, am importat modelul extras din Saga, un global metod, de exemplu, și am făcut un profil. Ce e interesant că, dacă e coordonate, putem calcula, da, ca la un lidar, ce ne interesează pe noi, înălțimea arborilor. Aici sunt niște tufe. Sunt așa de 6 metri jumate. Deci nu interesează noi, oricum, de la 20 metri sus. Acolo e și volum. Da. Interesant. Am calculat cu Saga și densitatea punctelor din DEM. Și anume, DEM-ul a avut o celulă de 0,5 metri. Puteți observa că sunt zone în care au fost și 16 puncte pe celulă. Maxim. Față de 2-3 puncte pe, pe metru, medie la, la o scanare cu lidar. Rezultatele, clar, cred că v-a jucat mai cu toții cu Saga. Are module simple, calculez toate tipurile de algoritmi. Clar, mai trebuie, ăsta e raportat la modelul terenului, deci, că n-am ajuns să scoatem vegetația, să, să ne jucăm în adevăratul sens al cuvântului. Clar, avantaje. Le-am enumerat, nu mai are sens. Problemele de rezolvat, georeferențierea și poate, nu știu, autonomia zborului, dacă vom putea să, să se îndurăm la 3 ore, 4 ore, să acoperim strămbiețe mai mari. Noi vrem, deci asta e important, credeam. Vă mulțumesc!